Dacă ai coșmaruri în mod frecvent și nu ți dai seama de ce apar, un medic te-ar putea ajuta să descoperi care este cauza. Pentru început, iată ce spun studiile. De regulă, visele urâte pot fi cauzate de anxietate, de situațiile stresante sau de unele medicamente. De-a lungul vieții, fiecare experimentează astfel de vise, însă când apar în mod frecvent, acestea pot indica anumite boli. Cel puțin asta susțin cercetătorii de la Universitatea din Marea Britanie, care au descoperit că există o legătură între Parkinson, demență și visele înfricoșătoare. Studiul publicat în eClinical Medicine a fost realizat în perioada 2010-2022 și analizat peste 3800 de bărbați în vârstă. Până la finalul studiului au fost înregistrate 91 de cazuri de boală Parkinson. Potrivit datelor, participanții care au experimentat în mod frecvent vise urâte au avut de două ori mai multe șanse să dezvolte boala decât cei care nu au făcut-o. Coșmarurile pot fi semne ale bolii Parkinson din cauza scăderii producției de dopamină sau din cauza creșterii tulburării de comportament în timpul somnului, a declarat specialistul în somnologie. De asemenea, o altă cercetare publicată în luna octombrie anului 2022, a descoperit că există o legătură între coșmaruri și demență. Am descoperit faptul că persoanele de vârstă mijlocie, 35-64 de ani, care au avut coșmaruri în fiecare săptămână, au avut de 4 ori mai multe șanse să experimenteze declin cognitiv în următorul deceniu, în timp ce participanții mai în vârstă, vârste de peste 79 de ani, au avut de 2 ori mai multe șanse să fie diagnosticați cu demență. Legătura dintre coșmaruri și demență ar fi dat de memorie și de viteza de procesare a informațiilor, punctează Izabela Gordan, relatează Click pentru femei.ro.